Habar n-aveam că în Galați se organizează anual un festival dacoroman și am aflat abia la a 5-a ediție. Dar vorba cântecului, mai bine prea târziu decât niciodată. Prima parte a festivalului a avut loc pe dealul Tirighina din cartierul Barboș, acolo unde se găsesc ruinele unui castru roman ridicat după anul 171. Nu se știe când sau de ce a fost abandonat castrul, însă s-a întâmplat pe la sfârșitul secolului al III-lea. În timp, zidurile fortificației au fost folosite la înălțarea altor edificii în orașul Galați și în cetatea Brăilei. În prezent se mai găsesc doar colțul sud-estic al castrului și resturi ale fundațiilor pe laturile de nord și vest. Din multitudinea de obiecte descoperite aici, aflate în prezent la Muzeul de Istorie din Galați, câteva mi-au atras atenția în mod deosebit. Reprezentarea zeului grec Dionisos, a unei creaturi care seamănă cu zeul egiptean Anubis, a zeului greco-egiptean Serapis și a marelui cavaler Trac. Pozele au fost făcute în 2011 pe ascuns, pentru că muzeul nu permite fotografierea gratuită a exponatelor și nici eu nu plătesc pentru poze atât de proaste. În prima parte a festivalului am avut parte de întreceri, lupte și lecții de istorie. Nu prea multe ca să nu se plictisească auditoriul. Puteau lipsi doamnele din elita romană venite să-și aclame soții în acest colț barbar al Imperiului, departe de civilizația Romei. Iar eu nu puteam să nu mă fotografiez cu un pui de dac, cu un centurion roman și cu o getodacă sănătoasă și în putere, pe care sper că n-o cheamă Geta. Nu de alta, dar ar fi prea evident clișeul. Mi-a spus ceva în limba ei, dar n-am înțeles decât varză, viezure și mânză. Sper că nu se referea la mine. Festivalul a continuat la grădina publică, unde s-au organizat diferite ateliere. Vizitatorii s-au plimbat cu caii, au tras cu arcul, s-au delectat cu jocuri romane, au țesut, au pictat, au gustat delicatese dacice și romane, au admirat armele antice și au învățat diverse lucruri despre stilul de viață al strămoșilor noștri, toate într-o veritabilă atmosferă antică. Împins de foame și de curiozitate în egală măsură, am gustat pâine cu brânză, una dintre mâncărurile de bază ale dacilor, însă pe spate m-au dat măslinele în miere, o delicatesă romană. Spre surprinderea mea, chiar au fost delicioase. Sper totuși că erau măsline și nu ceva dubios. Am găsit și un lup dacic deghizat în cățel pentru a nu fi recunoscut de romani. Dar și un cal care savura copaci. Nu l-am căutat la dinți pentru că nu mi l-a dat nimeni în dar, și nici nu i-am dat să mănânce jăratic, deși ar fi fost interesant să-l văd dându-se de trei ori peste cap pentru a se transforma într-un armăsar înaripat, poate după ce termină de mâncat toți copacii din grădină. Senzațional! Călătoria în timp există! Iată un soldat roman cu telefon mobil care filmează pentru balaurienii de pe Nibiru, plătit de Soros și de Bill Gates, evident, iar presa nu spune nimic despre asta. Șahmat, necredincioșilor! Mi-am și îndeplinit o dorință. Am tras cu arcul pentru prima oară în viața mea. Știu că nu sunt Robin Hood, dar trebuia să încerc asta măcar o dată. Bine, de două ori, că prima a fost de încălzire. Era Dita mai ținta, iar eu am nimerit sfoara care o ținea, ca așa am vrut eu, doar nu-i fi prost să recunosc că trag aiurea. Joacă-o pe asta, Robin Hood! Partea cea mai interesantă a festivalului a fost probabil competiția gladiatorilor. N-am văzut niciodată așa ceva pe viu și, deși nu au fost lupte reale, gladiatorii s-au cotonăgit destul de bine.
Au fost două lupte 1 contra 1, urmate de una a câștigătorilor împotriva pierzătorilor, campion devenind cel mai gras dintre ei, botezat de public Shaorma. În cea de-a patra luptă, Shaorma a învins și un prizonier dac care a scăpat ieftin, putea să nu fie doar bătut, ci și mâncat de campion. La final a avut loc o bătaie generală între daci, sarmați, romani și huni, apoi toată lumea a plecat la bere sau la miet dacic și măsline în miere, dacă e să păstrăm autenticitatea evenimentului. Măsline n-am mai găsit, probabil gladiatorul campion fiind mai rapid decât mine. Bine măcar că am apucat să filmez luptele de gladiatori înainte să mănânce șaorma și telefonul. Care, care cel mai bun, care, de care vă place?
Afrodiziac a fost vândut? Un mare succes!
Veteranule, veteranule, veți! Veteranule,
legionarii din spatele luau locul. Pentru barbari, pentru orice inamic, ca foarte demoralizant să se bată întotdeauna cu un inamic odihnit, sănătos și mereu, mereu atent la ce fac. Cum ieși din grădină, cu avertiuni pe bolintina. Imediat atât pe rețetă. O bătălie între elitele fiecărei armate. Acum cei doi căpetenii vor alege...